Cum înmulțim paulonia prin rajoni? După cum se poate observa, am o rădăcină de paulonia. Nu este foarte groasă, cam cât degetul mare. Am două ghivece, pământ de grădină și o foarfecă pentru a tăia rădăcina. Voi tăia bucăți de rădăcină cam de 10 cm. Bucata aceasta mare o voi tăia în două, până aici. Și o să încerc să fac și din bucata aceasta care e un pic mai subțirică. În special aceasta mare mă interesează și o să pun o bucată de rădăcină aici și una aici. Foarte simplu, se vede că de pe bucata aceasta au început să dea și noi lăstari. Foarte simplu, voi așeza bucățile de rădăcină în fiecare ghiveci, le voi apăsa destul de bine, iau pământ, pun peste, cam 5 cm de pământ să fie peste rădăcini. Dar sunt destul de bine. Acum voi da foarte, foarte bine și le voi lăsa la umbră. La o lună de zile, după ce am pus acei drăjoni, cele bucăți de rădăcină, așa arată paulonia, așa arată plantuțele. Este un pic mai micuță, este mai mare și mai mâncată. Au ciugulit-o păsările, probabil și melcii sau un fruct din ea. Cum așteptăm în aceste două plătuțe, se facă doi arbori zdraveni și să ne facă umbră. Am încercat să înmulțesc și prin ruperea lăstarilor și ținerea lor ori în nisip, ori tot așa în ghivece cu pământ, dar din păcate nu s-a prins niciunul. Poate nici condițiile nu au fost tocmai favorabile, a fost destul de frig, apa a avut suficientă, dar ideea e că metoda aceasta prin drajoni, prin bucăți de rădăcină, funcționează. Mersi pentru atenție și până data viitoare, numai bine!